În ziua de adormire a Maicii Domnului, mii de pelerini au venit la Curtea de Argeș pentru a participa la slujba special oficiată în cinstea acestei sărbători. După oficierea Sfintei Liturghii a fost săvârșită slujba parastasului pentru toți ctitorii și binefăcătorii Catedralei Arhiepiscopale, care de-a lungul timpului au contribuit pentru a păstra și restaura frumoasa ctitorie a domnitorului Neagoie Vodă Basarab. În tot ce vedeți zidit este harul lui Dumnezeu, harul Duhului Sfânt, prin mâna voievodului Sfânt Neagoie Basarab, a meșterului Manole și a tuturor meșterilor. Așa lucrează Dumnezeu. Ca Sfântul Neagoie Vodă Basarab, care a zidit catedrala în cinstea mamei lui, Neaga, dar mai presus de mama lui, a pus pe Maica Domnului, care este ocrotitoarea noastră, cum ați auzit în cuvântul de învățătură azi, Neagoie Basarab ne-a lăsat nouă această frumusețe neasemuită ca să ne aducem aminte de Dumnezeu și de El, de marele artist, marele filozof, marele sfânt, marele arhitect, marele înțelept, marele învățat al lumii. Credincioșii au profitat de vremea frumoasă pentru a-și petrece câteva ore în curtea catedralei și pentru a se închina la moaștere Sfintei Mucenițe Filoteia, ocrotitoarea întregii eparhii. Am fost odată în copilărie și acum este cea de-a doua oară. Sunt în tranzit și m-am oprit pentru că auzisem din anii trecuți că e ceva frumos aici la mănăstirea. Știți că anul acesta mănăstirea Curtea de Argeș, catedrala, împlinește 500 de ani de existență? N-am știut, acum aud de la dumneavoastră. Deci știam că e foarte veche, dar nu mi-am dat seama că împlinește chiar 500 de ani. O iubesc foarte mult pe Maica Domnului. Ea ne ocrotește, ea ne are grijă de copii și pe toată lumea. Piatra de temelie la actuala catedrală arhiepiscopală din Curtea de Argeș a fost pusă în anul 1512. Ctitorul principal este Sfântul Neagoie Vodă Basarab, care a reușit să termine lucrările în anul 1517. În data de 15 august, în urmă cu 500 de ani, monumentala biserică a fost sfințită de un sobor impresionant de arhierei, preoți și diaconi. Au fost prezenți la acest eveniment istoric domnul Neagoie Vodă Basarab, familia sa, curtenii și boierii țării, precum și Teolipt, patriarhul Constantinopolului, însoțit de un sobor alcătuit din toți arhimandriții și egumenii mănăstirilor din muntele Athos și toți clericii din țara românească, în frunte cu mitropolitul Macarie. Mărturiile vremii arată că participarea patriarhului de Constantinopol alături de mitropolitul țării la sfințirea mănăstirii Curtea de Argeș a fost un prilej și un mod de afirmare a unității ortodoxiei cum nu se mai văzuse până atunci. Atunci locașul de cult a primit hramul principal închinat praznicului adormirii Maicii Domnului. A doua zi după sfințire, domnul Neagoie Vodă Basarab însuși a așezat la locurile lor icoanele scumpe pe care le-a dăruit bisericii. Apoi patriarhul a oficiat slujba cea mare a liturghiei de după târnosire. În anul 1793, mănăstirea Curtea de Argeș a dobândit statutul de reședință episcopală, aici luând ființă Episcopia Argeșului. De-a lungul timpului, lăcașul de cult a suferit mai multe lucrări de restaurare. Între anii 1875-1886, biserica mănăstirii Curtea de Argeș a fost refăcută în forma care a dăinuit până în prezent. Regele Carol I a construit parcul mănăstirii Argeșului și palatul episcopal, care era folosit ca reședință regală de vară. Mănăstirea, refăcută la inițiativa lui Carol I, a fost resfințită la 12 octombrie 1886. În anul 2009, preafericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a dăruit bisericii cel de-al doilea hram închinat ctitorului ei, Sfântul Neagoie Vodă Basarab.